Bine ați venit, dragi persoane în Zodia Capricorn, fie că sunteți în semnul zodiacal ascendent, semnul lunii sau nodul nord în Capricorn, vă doresc vizionare plăcută. Urmează ca în această filmare să vă prezint predispozițiile lunii octombrie și încep prin a aprinde o lumânare. În primul rând, da, primul motiv este să fim recunoscători pentru ceva minunat care s-a întâmplat în viața noastră. Da, să vă gândiți pentru dumneavoastră, da, care este motivul principal de recunoștință și de ce nu voi aprinde această lumânare pentru a vi se îndeplini o dorință. Da? După recunoștință, puteți să vă gândiți la o dorință, dragii mei, având în vedere că fac această filmare chiar pe 6 octombrie, când este luna nouă. Este o zi potrivită și astăzi, dar și în următoarele 3 zile, deci până pe 9 octombrie, să vă puneți dorințe, intenții, lucruri pe care le doriți a fi realizate. Și la momentul prezent, ca și cum s-ar fi întâmplat, puteți să faceți acest exercițiu și de imaginație și nu aveți nimic de pierdut. Să vedem care sunt predispozițiile. Eu am pregătit atât cărți de tarot și cât și cărți de oracol și vom vedea predispozițiile. Tarot Energii va fi primul dintre pachetele consultate. Voi extrage câte 4 cărți din fiecare pachet și vom vedea mesajele pentru dumneavoastră, dragi Capricorn. Fie că acestea vor sări din pachet în timp ce eu amestec, iată, văd carta cu numărul 23 ca un ușor blocaj. Dar credeți-mă că acest blocaj este doar o temere a dumneavoastră. Realitatea este puțin diferită, dar realitatea este puțin mai bună decât o vedeți dumneavoastră în acest moment și este suficient să vă schimbați punctul de vedere sau să priviți din perspectiva altei persoane situația în care sunteți, dar să priviți oarecum din afara cutiei. Așa este o expresie, gândirea out of the box. Practic, dumneavoastră veți simți cu precădere în jurul datei de 23 octombrie poate un ușor blocaj, da, pentru că eu am aici cartea cu numărul 23, dar să vedem și restul cărților, da? Iată, este poate referitor la o plecare a unei persoane sau chiar a dumneavoastră într-o anumită călătorie. Avem aici cartea cu numărul 27 care se referă la plecare. Fie că este vorba despre plecarea dumneavoastră, fie despre plecarea unei alte persoane, posibil să vină cineva la dumneavoastră, da? Să plece dintr-o anumită situație și să vină spre dumneavoastră sau vă planificați dumneavoastră o călătorie, va fi importantă, da, în jurul datei de 27 octombrie. Sau auziți că cineva urmează să plece dintr-o anumită situație spre mai bine. Următoarele 2 cărți vor fi extrase de mine pentru că nu mai există în mod expres. Iată, culmea este că pe 22 veți avea această tendință și dorință de a vă echilibra interior. Yin și Yang reprezintă în primul rând echilibrul nostru, pentru că noi avem atât o parte feminină de receptivitate și expresivitate, cât și o parte masculină de acțiune și control. Și poate că în jurul datei de 22 octombrie veți avea această tendință de a vă cerceta sinele interior. Totodată, poate vorbim despre o relație și despre acest unit, acest întreg pe care îl simțiți alături de o persoană.
Da, și este interesant, deci cartea aceasta Yin și Yang, sunt 22, da, Yin este elementul feminin, Yang cel masculin. Pe urmă avem pe 23 această carte care vorbea despre un ușor blocaj, nu știu din ce măsură sau din ce motiv, și pe 27 despre această plecare. Dragii mei, am să vă spun, da, că este benefic. Deci această plecare este spre o situație mai bună pentru dumneavoastră și vă spun de ce. Pentru că avem cartea cu numărul 11, fie că este 11 octombrie sau o oră dintr-o anumită zi, cornoscopia, așa se numește, cornucopia, pardon, cornucopia, este cornul abundenței, este acea prosperitate financiară, materială, relațională și de orice fel de aspect feminin pentru Capricorn. Așadar, veți trece cu bine peste orice încercări și surprize frumoase vă așteaptă, dar întotdeauna prosperitatea ne umple de energie și de speranță. Voi extrage acum patru cărți din tarot Lenormand, este al doilea pachet pe care îl folosesc. Și de obicei, cărțile se referă la viața sentimentală, însă putem să primim, iată, da, putem să primim mesaje și în general despre viața noastră. În primul rând, văd în jurul datei de 12 sau de 7 octombrie, da, văd vești bune, văd multă prietenie, văd multă agitație, poate veți fi mai activi pe social media sau veți avea mult spor în ceea ce aveți de făcut, e muncă de echipă, dar primul și în primul rând sunt vești bune. În al doilea rând, cartea cu numărul 35 sau 9 este Ancora, care vorbește despre dorința dumneavoastră de stabilitate, despre faptul că vă veți găsi acest loc unde să vă lăsați ancora, da? Este o situație benefică, vă place această perioadă, da? Pentru că sunteți ancorați. E adevărat, ancorați în realitate și aveți niște așteptări foarte realiste. Să vedem care sunt celelalte două cărți. Dragi Capricorni, oameni buni, din Capricorn voi extrage eu celelalte două cărți. Iată, buchetul, cartea cu numărul 30. Este și un popă aici de inimă neagră. Poate primiți un buchet din partea unei persoane cu ochi verzi sau albaștri, dar văd și o bucurie, o împlinire. Buchetul acesta de crini poate să însemne și o cerere în căsătorie sau o declarație frumoasă de dragoste. Posibil, da, să interacționați și cu geme balanță vărsător, pentru că am acest popă de inimă neagră, dar poate să fie și o veste bună de la o instituție de stat, de la o firmă anume. Da, veți avea acest buchet de flori, da, care va aduce bucurie în suflet. Și cartea cu numărul 21, respectiv cartea cu numărul 8, 8 de bâte, vorbește despre un munte. Poate chiar mergeți la munte, că tot era vorba despre o plecare și de o călătorie. Muntele, de obicei, dacă reprezintă o anumită încercare sau problemă de rezolvat, cum să vă spun, muntele se trece pe potecă, pas cu pas. Niciodată nu vrem să luăm pieptiș întregul munte, urmăm cărarea pas cu pas și reușim să rezolvăm, da, cum era vorba, că mutăm muntele, da, dacă vrem, mutăm muntele bucățică cu bucățică. Adică, dacă aveți anumite discuții, anumite negocieri, să fiți consecvenți, să fiți încrezători, pentru că lucrurile chiar se rezolvă. Eu însă văd acest aspect că poate veți face o călătorie la munte, dragi mei, și aștept să-mi comentați, da, pe pagina de Facebook toate aspectele cu care simțiți că rezonați.
Următorul pachet, carduri de înțelepciune, au de asemenea, da, are acest pachet prin carduri, are un mesaj pentru dumneavoastră și am să extrag chiar 4 cărți, așa cum am procedat și până acum. Da? Deci avem 4 mesaje, 4 sfaturi. De obicei consider acest pachet pentru mediul profesional, însă pot fi mesaje și pentru planul general. Iată, voi face acum extragerea celor 4 cărți. Seamănă destul de mult cu săgetătorul, pentru că avem deja, din nou, am simțit și la Lenormand că erau 2 cărți de la săgetător. Poate că aveți o relație cu o persoană în săgetător sau sunteți capricorn cu ascendent în săgetător, ori invers. Vorbiți și gândiți pozitiv. Se pare că luna octombrie pentru dumneavoastră este o lună de transformare și până acum ați fost pozitivi, dar se pare că în octombrie veți fi foarte atenți la gândurile dumneavoastră. Mesajul cărții vi se adresează. Sunteți atenți la ceea ce spuneți, iar dacă vă auziți folosind cuvintele negative sau limitative, le înlocuiți. Și așa este, este important să ne cercetăm gândurile, iar atunci când ele devin negative sau neplăcute, să încercăm să le înlocuim cu ceva mai frumos. Următoarea carte, a doua carte, faceți încă un pas în vindecarea dumneavoastră. Probabil că luați un tratament sau pur și simplu sunteți mai atenți la alimentație. Poate faceți un tratament pentru întărirea imunității. Se pare, da, faptul că vă preocupă această vindecare. Fie sufletească, fie, da, vorbim despre o vindecare sufletească și...